capitolul 19, versetul 7 și versetul 3. Cuvântul Dumnezeu, o să citim din 1 Împărați, capitolul 19, versetul 7 și versetul 8. Îngerul Domnului a venit a doua oară. L-a atins și a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut. Și cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Amin. Mă rog să-i ocupați locurile. Să bucur așa de mulți cu nimeni că ne aflăm într-un loc. Locul acesta este un loc, putem să spunem că aici se prezintă Dumnezeu. Amin. În prezența lui Dumnezeu. Este extraordinar ca să putem lupta, să putem dilui și să putem ajunge în prezența lui Dumnezeu. Vedem să ne vine cuvântele. Acum un an am mai fost aici. Și acum suntem aici împreună cu soția mea. Soția mea a avut o intervenție la surori. Și acum noi ne-am adunat atât frați cât și surori aici și dorim ca să facă în așa măsură Duhului Dumnezeu să se descopere. Că putem spune că, într-adevăr, în locul acesta este Dumnezeu. Experimentat. Duhul lui Dumnezeu, cu gândei de sigur că noi spunem că Iisus promite că unde se adună cineva sau mai mulți în numele lui Iisus Hristos, Domnul Iisus este acolo. E adevărat. Cineva a spus că Dumnezeu este și în întuneric. Și eu mă gândesc că n-a greșit. Este peste tot. Este omniprezent Dumnezeu. Vede totul, este atotștiutor, este atotputernic. Amin. Glorie lui Dumnezeu. Și normal că este și în întuneric, dar acolo oamenii care trăiesc în întuneric, ei spun că nu există Dumnezeu. Dar de ce spune așa? Pentru că acolo Dumnezeu nu se descoperă. Dumnezeu se descoperă în lumină. Dumnezeu, scumpii mei, este în lumină. Și ne cheamă și pe noi să venim la lumină. Dacă vrem să știm că El există, dacă vrem să spunem, cum a zis, la un moment dat, omul lui Dumnezeu, eu am auzit până acum despre tine. Dar acum te văd. Deci o întâlnire personală cu Dumnezeu noi avem nevoie, dragii mei. De la bun început am simțit că Iisus este aici. Rugăciunile voastre și închinarea care ați făcut-o și toată această lucrare, nevrurile fraților, ne-au îndemnat să ne rugăm, pentru că rugăciunea este un canal prin care Dumnezeu își eliberează puterea. Și noi dacă ne rugăm această putere divină să direcționează,
o direcționă în noi, pe Duhul Sfânt, la cei care sunt bolnavi, pentru care noi ne-am rugat, am mediat, am mijlocit prin rugăciunea noastră pentru cei bolnavi, da? Este foarte bine că sunt mădularele noastre. Dacă ei trec prin suferințe și noi trecem. Și, scumpii mei, este extraordinar ca noi să simțim durerea lor. Să ne aplicăm la ei. Pentru că Dumnezeu ne folosește pe noi să ne rugăm. Și dacă noi nu ne rugăm, cine se roagă? Pentru că noi deja avem această experiență să ne rugăm prin Duhul Sfânt. Părinte Domnului, mă bucur că am venit aici și mi-am adus aminte acum de o viziune, de o vedenie. Nu știu, poate acum 20-25 de ani s-a văzut această viziune. Eram într-un cerc de rugăciune și o persoană care avea acest dar de viziune a spus: frate Andrei, am văzut că a venit la tine un sol deosebit. L-am văzut că era un vultur, zice. Și vulturul acesta te-a ridicat și a trebuit ca să te ducă peste mări și peste ocean. Eu eram un tânăr slujitor ca cele vremuri, un păstor de la țară și mă gândeam, oare care este lucrarea lui Dumnezeu? Care este acest plan divin? Ca până la urmă, scumpii mei, să înțeleg că Dumnezeu dorește ca să fiu pregătit și să mă duc la frați din diaspora, așa cum sunteți și voi aici. Și am plecat în America și am făcut o misiune acolo și apoi în Germania, în Austria, acum în Spania. Sunt biserica voastră. Fratele Iulian m-a întrebat că nu mai am alt program, am zis că nu, eu aici am venit cu soția mea. Poate de altă dată, nu știu dacă va trebui să mă duc, trebuie să mă sunt cu Domnul și trebuie să-L ascult. Haideți, cu tine, să vedem un pic un scop deosebit pentru care noi ne-am adunat aici. Și versetul 8 pe care l-am citit ne descoperă acest lucru și spune așa: El s-a sculat, a mâncat și a băut. Este vorba de omul lui Dumnezeu. Noi suntem oamenii lui Dumnezeu. Noi facem parte din poporul lui Dumnezeu. Și scopul venirii noastre în locul acesta este ca Dumnezeu să facă o trezire și o umplere a inimii noastre. Avem toată șansa aceasta. Biblia spune că ei s-au rugat și s-au umplut cu Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi. Dar din ei, avem nevoie ca să biruim luptele noastre fiecare zi. Vedeți dumneavoastră că sunt unii dintre frați care ei spun, uite, am trecut prin greutatea aceasta. Alții sunt disperați și spun, nu știu dacă eu mai există o șansă de salvare din situație. În disperare, omul spune multe lucruri, dar mai mult, care nu sunt reale, nu sunt adevărate. Dar mei, noi avem nevoie ca să mâncăm, să fim puternici. Pentru că calea aceasta la care ne-a chemat Dumnezeu este o cale și noi nu putem să mergem singuri pe calea aceasta. Dumnezeu i-a scos pe izraeliți din Egipt și a trebuit să treacă prin mare. Oare de ce trebuia să facă ei să treacă prin Marea Roșie?
Mulți se l-au întrebat pe Domnul, Doamne, ce să fac? Egipții vin bine înarmați, în spate, la stânga, la dreapta, n-am nicio șansă, înainte nicio șansă. Ce să fac cu poporul acesta? Care, în momente de disperare, spunea, era mai bine să rămânem în Egipt. De cine ai adus aici? O să murim. Și noi. Și copiii noștri. Repede uită omul de promisiunea lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, Dumnezeu a făcut o lucrare de mântuire foarte sigură și precisă. Care calcă în aceste urme pe care l-a pregătit Dumnezeu. Deci El niciodată nu se va rătăci. Va ajunge. Va ajunge, scumpii mei, pe muntele lui Dumnezeu. Și, în primul rând, să știți dumneavoastră că Noul Testament spune că poporul a trecut prin mare. A fost botezat prin Marea Roșie. Oare ce putem înțelege prin lucrul acesta? Scumpii mei, lucrarea lui Dumnezeu cu acest popor nu se putea desfășura nicicum în Egipt. Înțelegeți? Din cauza aceasta și frații noștri în Dan și pe noi să ieșim din lume. Pentru că Dumnezeu dorește ca să lucreze prin noi. Și în lume nu poate. Dacă un om trăiește viața pe voia lui și nu pe voia lui Dumnezeu, normal că nu poate ca să fie un vas folositor uneată puternic în mâna lui Dumnezeu. Botezul în Marea Roșie asta înseamnă despărțire. Niciodată izraelitii n-au mai putut merge înapoi să mai aibă probleme cu acești egipteni. Niciodată întunericul nu poate ca să fie împreună cu lumii. Amin? Asta e o problemă. Dragii mei, și noi avem un botez. Botezul acesta, noi suntem despărțiți de lume. Asta este semnificația lui. Mort față de lume. Mort față de păcat. Amen. Apoi începe drumul spre Canaan. Noi suntem pe acest drum, spre Canaan. Spre Canaanul Ceresc. Acolo unde nu va plânge nimeni. Acolo unde nu o să fie lacrimi, nu o să fie bolnavi, nu o să fie moarte. Ce frumos, ce chemare deosebită și merită să luptăm, să ajungem acolo. Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântă-ne. Glorie și slavă numelui Tău. Dar ce urmează? Dar nimeni, noaptea, un stâlp de foc, ziba norul de slavă era asupra taberei. Ce înseamnă acest lucru pentru noi astăzi? Înseamnă că Dumnezeu ne călăuzește. Dacă noi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune că noi suntem Fiul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te călăuzește. I-a spus la bătrânul Simeon, într-o zi, ai cerut să nu vezi moartea, până ce nu o să vezi Mântuitorul. Iată cum ridică-te. Și du-te la templu. Dar ne vedeți dumneavoastră ce înseamnă căruza, căruzirea Duhului Sfânt. Acest om s-a ridicat, nu era nimeni care să îi spună, măi, fii atent aici, du-te la templu, că acolo este Iosif cu Maria și cu pruncul Iisus. Căruzirea Duhului Sfânt este ceva extraordinar. Trebuie să o realizăm. Trebuie să avem, scumpii mei, acest lucru neapărat. Dumnezeu a arătat că poporul acesta nu poate să meargă singur. Pentru că în deșert, acolo sunt șerpi înfocați. În lumea aceasta nu sunt doare. Fel și fel de pierici. Și Dumnezeu trebuie să te conducă. Și Dumnezeu trebuie să te păzească ca să poți ajunge. Scoală-te, spunea.
Îngerul lui Dumnezeu, trimisul lui Dumnezeu, acest înger s-a prezentat la acest om mare al credinței, la profetul Ilie, care a intrat și el într-o depresie. Vedeți? A lăsat Dumnezeu puțin să vadă că cum e simplu, nu e așa. Pentru că el s-a rugat, a venit ploaie din cer, a venit foc din cer. A avut parte de o înviere, să vadă la rugăciunea lui, în înviere din mort. Era un om puternic, slăvit să fie numele Domnului. Și, scumpii mei, totuși vedeți că s-a întâmplat înainte de lucrare deosebit de mare. Înainte de răpirea lui la cer s-a întâmplat tot lucrurile. Că a venit această mare încercare peste el. Vrei eu să spun acest lucru, Doamne, eu nu sunt mai bun decât alții. Te rog să-mi iau viața mea. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Avea dreptate. Sigur că avea dreptate, că nu-i mai bun decât Dumnezeu singur este bun. Dar, scumpii mei, Dumnezeu a avut un alt plan cu el. Nu era o rugăciune făcută de data aceasta prin Duhul Sfânt. Și vedeți, în disperarea lui, Dumnezeu care este iubire, în disperarea ta, Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, care este iubire, nu este departe, este foarte aproape. Cheamă-mă în ziua necazului. Dumnezeu ne spune nouă să facem acest lucru. El vine și ne salvează. El vine pentru că El este Salvatorul. El este Mântuitorul lumii întregi. Cine crede în El, nu se va rușina niciodată. El este foarte important. Și era important ca Ilie să știe ce spune acest înger, care a venit a doua oră. A insistat, omule, scoală-te. Și acum Biserica lui Dumnezeu are nevoie de o trezire spirituală, o trezire mondială. Scoală-te și luminează-te. Dragii mei, deci primul lucru aici, care noi observăm, care era important pentru acest om, este important și pentru noi, este să se scoale. Apoi, mai departe, îngerul îl face conștient, mănâncă și bea, ești slab. Ai abandonat calea, ești disperat. Ridică-te, scoală-te și umblă, slăvit să fie numele Domnului. Mănâncă și bea. Dragii mei, noi ne-am adunat pe aici să mâncăm și să bem. Este o zi de sărbătoare pentru biserica dumneavoastră. Este o zi în care noi trebuie să dorim așa de mult să stăm la masa Domnului. Să mâncăm și să bem. Și acum, dragii mei, noi mâncăm. Normal că sufletul nostru mănâncă cuvântul lui Dumnezeu. Asta este hrana spirituală. Domnul Iisus spune că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Este foarte important. Îngerul face conștient, omule, drumul care este în fața ta este prea lung pentru tine. Frați și surori, noi trebuie să venim la biserică, trebuie să venim la cercul de rugăciune, trebuie să ne alimentăm, trebuie să mâncăm, trebuie să bem. De ce? Îngerul spune că cu puterea aceasta tu vei ajunge pe muntele lui Dumnezeu. Tu vei numai cu puterea aceasta. Trebuie să fim puternici, trebuie să fim tari, nu trebuie să fim slabi. Păi ce faci, frate? Păi sunt așa de slab. Păi dacă cum ești tu slab? Când Dumnezeul tău este atot puternic. Du-te și alimentează-te. Du-te, mănâncă și bea. Și l-a ascultat profetul, a mâncat și a băut. Și s-a făcut foarte puternic.
40 de zile nu ne trebuia mâncare, nici ziua, nici noaptea, nici băutură. Și cu puterea care o primit-o din această rană, o ajuns pe muntele lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, să ne gândim puțin la acest munte și să ne dăm seama că este vorba de un nivel spiritual ridicat. Nu trebuie să fim compitiriți, slabi. Nu e așa, când avem toate resursele noastre, să fim tari, să fim puternici, să fim vindecați, să fim iertați. Cerul s-a deschis pentru noi. Slăvit să fie numele Domnului. Și scumpii mei, desigur că noi trebuie să mâncăm și să bem. Să mâncăm și să ne hrănim cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care ne-l-a dat Domnul. Și vreau să vă spun ceva. Vreau să vă spun de o viziune, o vedenie. Poate și în biserica dumneavoastră sunt frați care au vedenie, au viziune. Și este foarte bine. Eu mă bucur. Eu așa m-am întors la Domnul. La mine n-a venit un evanghelist. N-a venit. Nu știu de ce n-a venit. Măcar că erau și pe acele vremuri. Când eram cel mai disperat în viața mea, a venit Iisus Hristos într-o vedenie de noapte. Și mi-a spus, eu te aștept de mult. De ce nu vii? Și s-a lăsat acest cuvânt, această viziune, scumpii mei, cu un impact așa de puternic în viața mea, că am zis, acum orice fac, lăs lumea, nu contează ce pierd. Așa m-am gândit atunci. Și vreau să-L urmesc pe Domnul. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, despre o viziune vreau să vorbesc aici, să vedem. Ce tare este cuvântul lui Dumnezeu, ce mare putere are acest cuvânt pe care noi îl auzim. Putem să-l experimentăm. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, de multe ori, acum în paranteză, mă deplasez puțin de la idee. Frații spuneau, uită demonizatul, uită celul cătușat, uită niciun medic nu poate să vindece bolile astea spirituale. Nu e așa. Nu poate, ei nu știu acest lucru, dar noi cunoaștem, noi știm din ce cauză se întâmplă acest lucru. Și, dragii mei, știm și cum se pot rezolva. În numele lui Iisus Hristos, cei care cred în numele meu, se pot trage. Vrei cuvântul așa? Vorbesc în limbi noi. Iau în mână șerpi. Și dacă beau ceva vătălător, nu se vor vătăma. Pun mâinile peste bolnavi. Și bolnavii se vindecă. Se vindecă, se vindecă. În numele lui Iisus. Gloria Domnului. Într-o zi primesc un telefon. O fetiță de 10-11 ani. Mă duc repede că maică s-a aleșinat. Acum câteva luni s-a întâmplat acest lucru. Și când m-am dus acolo, într-adevăr, am văzut mama tânără care era ca și moartă, fără suflare. Nu m-am speriat. Dumnezeu a fost cu mine. I-am comprat cursul, nu mai avea. Mă uitam la această fetiță. Și în mine m-am rugat, Doamne, dăruiește înapoi mama. Și am avut o încredințare deosebită. Că Dumnezeu va face acest lucru. A și făcut și trăiește. Copii mei, avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și vreau să vă spun că această putere, un factor, un izvor, dacă vrei, de unde noi putem primi această putere a lui Dumnezeu, este și cuvântul Domnului. Și Dumnezeu îi spune profetului, vezi tu oasele acestea uscate, a văzut o viziune. Și
Profetul a spus că a văzut o vale plină de oase. Oase uscate, uscate, n-aveau viață. Și atunci urmează altceva. Trebuie să vor învia. Ce credeți dumneavoastră? Era mare încercare, nu-i așa, acestui profet. Dacă le-a întrebat pe noi Dumnezeu, de exemplu, dacă noi am putea vedea o vedere de genul acesta, oare ce-ar putea fi? Ce-ar putea să spune? Tu știi, Doamne. Doamne, Tu știi lucrul acesta. Tu ești atotputernic, dar în Tine nu sunt probleme. Vedem dumneavoastră ce înseamnă credința. De multe ori, dragii mei, slăbiciunile noastre sunt faptul că dacă muntele este prea mare, noi abandonăm lupta, abandonăm războiul spiritual. E prea mult, e prea greu. Ne ostenim. Continuă, crede să mergem înapoi la izvor. Și repet, mănâncă și bea. În săptămâna ce te duci la lucru, nu știu unde lucrezi, ce faci. Și nu se știe ce războaie spirituale, ce lupte vei avea. Dar tu trebuie să fii puternic. Amin. Totul în Hristos. Am înțelepte. Și, dragii mei, să vedeți dumneavoastră, Profetul lui Dumnezeu știe că Dumnezeu poate să facă. Tu știi, Doamne, Tu poți face. Și Dumnezeu îi arată metoda. Dumnezeu ne arată cum să ieșim din criză. Dacă noi avem urechi de auzit, și lăsăm ca inima noastră să înțeleagă. Și noi, dacă avem ochi să putem vedea mâna lui Dumnezeu la lucru, atunci e ok. Foarte bine. Sperit să fie numele Domnului. E foarte bine. Dar uitați ce se întâmplă aici. Dumnezeu îi arată calea de ieșire. Prorocește prorocule. Prorocește oaselor uscate. Și spune extraordinar. Dragii mei, am avea noi curajul acesta? Dintre sigur că nu. Nu putem avea un curaj. O credință altă, o râvnă altă. Nu știu bine. Dar dacă ești puternicit de Dumnezeu, dacă Domnul îți dă această autoritate, atunci Domnul prin tine rezolvă aceste probleme. Nu tu, ca om. Nici ciudată când Dumnezeu m-a chemat la această lucrare, Doamne, niciodată nu vreau să vorbesc de la mine. Te rog foarte frumos, dacă mă trimiți, atunci eu sunt la dispoziția ta. Folosește-mă să fiu un canal. Amin. De puterea ta. Și, dragii mei, desigur că uitați ce se întâmplă aici, prorocește, spune. Deci vedeți un evanghelist care este puternicit de Domnul, un profet care este puternicit de Domnul, are această muncere deosebită. Dumnezeu face minuni, miracole prin el. Și astăzi, pentru că Iisus Hristos ieri, azi și în veci este. Și rămâne același Dumnezeu. Aleluia. Niciodată nu se schimbă Domnul Iisus. Dar în timp. Ca să vă spun din câte și câte probleme m-a scos Domnul Iisus Hristos. Că vrei să ai o credință mare, atunci trebuie să treci prin încercări grele. Pentru că numai acolo primești putere de la Dumnezeu. Și scumpii mei, haide să vedem ce se întâmplă aici. Ce autoritate primește profetul. Vorbește oaselor uscate. Un om slab, zice, dar ce, oasele au ureche să ascultă ce spun eu? Dar vedem dumneavoastră că omul acesta era format. Era profetul lui Dumnezeu. Domnul s-a atins de el. Domnul l-a umplut cu Duhul Sfânt. Avea o experiență deosebită cu Dumnezeu. Se ruga. Cred că mult timp trebuie să ne rugăm și noi să stăm în prezența lui Dumnezeu. Să auzim glasul divin. Să avem o inspirație divină. Amin. Nu te poți duce la un bolan care este foarte grav ca tu să-l vindeci. Că nu ai nicio șansă. Dar dacă Dumnezeu îți trimite, te trimite și îți spune dinainte ce să faci. Amin. Iată, profetule, ce să faci acum. Pe noastră, frate, văd, Doamne, sunt așa de multe. O vale plină de oase uscate. Ca să
se întâmplă un miracol ca oasele să învie, tu trebuie să le prorocești. Merge, spunea Domnul Iisus, vestiți această Evanghelie peste tot, în lumea întreagă. Ei s-au dus. Și Dumnezeu a întâlnit cuvântul cu semne și cu minuni. Amin? Asta este Evanghelia originală. Să nu ne deplasăm de la acest izvor. A întâlnit evanghelizarea, a întâlnit predica, a întâlnit mărturia lui Iisus Hristos cu semne și cu minuni. Glorie Domnului! Termine, profetul ascultat pe Dumnezeu. Nu a zis așa că, Doamne, multe este prea mare. Cum a zis Moise odată, ții minte de cine vrei tu că eu nu sunt stare. Păi, dar normal că nu ești tu stare. Dar ce ai în mână? Am un toiac! Ia-mi în mână ta toiacul și ridică-l. Aleluia! Fraților, ce înseamnă acest lucru? Că noi nu ne folosim de autoritatea noastră câteodată. Ori dacă ne folosim, e ok, foarte bine. Ce ai în mână? Ce ți-a dat Dumnezeu? Ce talent ți-a dat? Păi folosește-o! Nu lăsa darul pe care ți-l-a dat Dumnezeu să intre într-o stare de atribire. Ridică-te! Mănâncă și ia! Așa spune Îngerul lui Dumnezeu. Le spune nouă acum. Atunci o spus lui Irine, da? Le spune și nouă acum. Salut să fie numele Domnului. Ascultare. Deci dacă așa zice Dumnezeu, dacă revelația divină noi o avem, putem asculta glasul divin din cer, e foarte bine. E foarte bine. Ce ne spune Domnul? De câte ori nu vrem noi, Doamne, te rog, vorbește, de rog, spune-ne și Dumnezeu vorbește. Și ce vorbește Dumnezeu? Să ai tot curajul ca să îl faci, ca să îl execuți, ca să îl împlinești, pentru că Dumnezeu este cu tine. Gloria Dumnezeu. Din ei, ascultarea. Profetul a ascultat pe Dumnezeu. Și în timp ce prorocea, ce s-a întâmplat? S-a eliberat puterea cuvântului lui Dumnezeu. Și puterea cuvântului lui Dumnezeu, dragii mei, a făcut, în primul rând, în timp ce el prorocea, s-a auzit un vuiet, așa? S-a auzit un vuiet mare. Ce înseamnă acest vuiet? Înseamnă că Dumnezeu a intrat în acțiune. Când voi vă rugați, faceți rugăciunea comună în această biserică frumoasă și mare și intervine Duhul Sfânt, ce se întâmplă? Un vuie. Nu-i așa? Ceva deosebit. Ceva care nu este pământesc, este ceva ceresc, este ceva divin, nu este ceva omenesc. Asta e biserica lui Iisus Hristos. Am prorocit. El prorocea. Vorbea cu oasele, că nu conta. Dacă erau uscate, nu trebuie să spunem, măi, fratele meu este foarte slab, uite ce a făcut, nu-i problema mea. Este problema mea să-i vorbesc, dacă Dumnezeu îmi dă putere, mă autorizează, atunci eu trebuie să mă duc. Trebuie să-i vorbesc. Și nu eu, ci puterea cuvântului, care dacă Dumnezeu îl va trezi, îl va vindeca, îl va salva din nou, îl va ridica. Gloria Domnului! Sfântii mei, ca să facem această extracție al unei învățături deosebite și practic, nu e așa. Hai să o practicăm. Amin. Nu știu, după masă mai sunt aici, fratele Iuliau m-a întrebat și poate și marțială. Vrem să facem o rugăciune împreună. Nu e multă rugăciune, da? Da? Cum începe? Noi știm, dar cum se va termina, o să vedem atunci, bine? Slăviți să fie numele Domnului. Și hai să vedem efectul cuvântului lui Dumnezeu. Prorocul este purtător de cuvânt al lui Dumnezeu. Prorocește, el prorocea și primul lucru, un vuiet puternic. Și după aceea, un zgomot puternic. Și după aceea, ce să mai auzim? Să vezi, oasele uscate se adună la un loc.
Gloria Domnului! Să vezi miracolul! Să vezi minunea! În numele Lui Iisus Hristos, ori văd! Ștopi umblă! Bolnavi se vindecă! Morții criază! Ei azi și în veci sunteți același. Să lăsăm să vie, să vie în noi, să locuiască în noi, să fim templul Duhului Sfânt. Și, dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu spune aici că aceste oase, ce s-a întâmplat cu ei, a început să revie. Prorocește, cheamă Duhul de viață în ei. Dragii mei, noi, atunci, în ziua aceea, când Duhul de viață a intrat în noi, noi am fost umpluți de Dumnezeu. Amin? Asta este ceva important, o realizare care trebuie să o facem. Doamne ajută, Doamne binecuvântări. Amin? Dragii mei, vreau să finalizez această lucrare. Frații spun și ne îndeamnă și bine fac. Fraților, pregătiți-vă ce se întâmplă în lumea aceasta, ce se întâmplă în biserici. Aceste semne din lumea noastră arată foarte clar că noi trăim în zilele din urmă. Eu cred, e așa. Trăim în zilele din urmă. Și atunci ce să facem? Să nu ratăm șansa, amin? Pentru că Iisus ca un sunet la glasul unui arhanghel și la trâmbița lui Dumnezeu va veni din nou. Aleluia, slavă Domnului! L-aștepți tu pe Domnul Iisus Hristos. Prioritate să fie pregătirea ta în această problemă. Să fie o prioritate din viață ta. Așteaptă! Pentru că viața nu e aici pe pământ. Aici tranzităm această lume, dar nu facem altceva. Cine rămâne aici? Mulți oameni ar vrea, dar nu. Gata, când a venit la un sunet, la glasul ăla unui arhanghel, la trâmbița lui Dumnezeu. Deci, răspune, Domnul Iisus spune la ucenici, când a vorbit despre revenirea Lui, spune la ucenici un lucru, vin când voi, nici nu vă gândim. Nu este o descoperire odată, nu-i așa, nu? Degeaba ce cităm, Biblia nu spune că ce, va veni ca un roț, va veni ca un fulger, va veni pe neașteptate, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Amin.